De la fereastră se vedea Piața Unirii, statuia lui Cuza, furnicarul obișnuit de pe strada Lăpușneanu. Ne-am mutat recent, spuse profesorul Ionescu. Locotenentul Lăcrămiță formulă câteva complimente de rigoare pe care le așteaptă de obicei gazdele într-o casă nouă. Gustă tradiționala dulceață și cafeaua cu un dege de caimac ale tradiționalei ospitalități moldovenești sărută mâna doamnei plinuță, simpatică, cu ochi frumoși și picioare tradițional scurte. Profesorul Ionescu își prezentă odrasla o fetiță râzgâiată de vreo 6 anișori. Afișa aerul acela specific al tuturor părinților din lume, care respiră prin plămânii copiilor și nu contenesc să se minuneze cu voce tare, încercând să zâmbească modest în același timp. Ce copil extraordinar să nu-i fie de ochi! Cătălina, ia arătă-tu lui nenea cum știi să dansezi! Lăcrămiță simulă interesul cu un zâmbet ascuns. Reflectă la preferințele din ultimii ani pentru nume ca Ciprian, Grațiela, Răzvan. Pe vremea lui se purtau Dănuț și Olguța. Era epoca de mare vogă a medelenilor lui Teodoreanu. În timp ce Cătălina refuza să se producă cu fițe de vedetă, profesorul îi șopti confidențial. Nici nu bănuiți ce succes a avut aseară la crâșmă. Dansa pe ringul ceilalți copii. Înnebunise lumea, domnule, numai la ea cătau. Bine, nu zic, face balet de la 4 ani. Hai, puică mică, ia arată tu reveransul. Cum Cătălina se lăsa greu, Ionescu izbucni. Arată bre că numai reveransul ăsta m-a costat 30.000 de lei. Explică. 3.000 lunar pentru 2 ore pe săptămână. Bine că cel puțin prinde repede, observă Lăcrămiță. Din dormitor se auzi glasul monoton al doamnei Ionescu, îngâna ceva care, cu foarte multă bunăvoință, s-ar fi putut numi un cântec de leagăn. Nevastă-mea, îl culcă pe la micu, văleu, văleu, strigă. Taș fi mie că strici urechea băietului. Apoi către Lăcrămiță. Aveți copii? Da. Să vă trăiască, asta înseamnă că știți cum e. Știu. Îți ies ochii din cap până-i vezi mari. Omul se așezase la taclale. Când îi pomeni de Mircea Gheorghiu, chipul profesorului se adumbri. Sunt informat că ați fost colegi de cameră. De aceea mi-am permis? Nu numai colegi, prieteni. Așa cum înțelegem noi moldovenii prietenia. Zâmbi unui gând îndepărtat. Odată până anul 3 am făcut o lată la Bucium. Mircea mântuise banii și și-a zălogit cușma. Dar nici eu nu m-am lăsat. Răpid de răpăjor am mărit ascurteica. Crâșmărița una măricica, sprintenă cum îi titirezu. Cătălina, ia vezi tu ce face maică-ta? Cântă tataie. Ceara cuită izidit. Treci dincolo, n-auzi? Lăcrămiță specule incidentul. L-a ajutat desigur și unchiul său. Armeanu, ți-ai găsit. Nici după soru s-a n-a făcut parastas. Cum ar fi bre unii așa haini? La noi, la ieși, îi alungau oamenii cu chietre. Într-un fel, zgârcenia unchiului i-a prins bine nepotelui. În ce fel? L-a moștenit. Cum adică? În momentul de față, Gheorgheu este posesorul unei averi. Profesorul Ionescu îl privi deconcertat. Mi-e teamă că nu vorbim de aceeași persoană. Colegul meu, Mircea Gheorgheu, a murit în martie 42. Un accident îngrozitor în fața facultății. Marcela Gheorghiu păli, dar nu spuse nimic. Se dădu la o parte, îngăduindu-i locotenentului Lăcrămiță să treacă, apoi intră în bucătărie și scoase ostentativ fierul din priză. Purta o roche cârpită la mâne și buzunare, decolorată de atâta spălat și niște târlici roșii făcuți în casă. Femeia asta, reflectă Lăcrămiță, nu cheltuiește pentru ea personal nici 100 de lei pe lună. Își coase singură. N-a auzit în viața ei de cosmeticiană, un ruj o ține 3 ani. Își pune părul pe bigudiuri și numai gândul coaforului o crispează. Ziua în care a fost înșelată la piață cu 2 lei e dramatică. Își roti ochii ipocrit ca și cum abia atunci ar fi constatat. Frumoasă casă! Marcela Gheorghiu își mușcă buzele subțiri. Ce doriți? Soțul meu nu s-a întors, iar de la mine n-aveți ce afla. Cum așa?
întrebă candid locotenentul, pentru că nu știu nimic. A înghicit, zâmbi fermecător lăcrămiță. Vreți să mă necăjiți? Sunt destul de ocupată și fără asta, replică disprețuitoare Marcela Gheorghiu. Înțelegeți odată pentru totdeauna că nu știu nimic. Ei, asta-i. Nu se poate să nu știți de pildă cui aparțin toate aceste obiecte de artă, dacă sunt cumpărate sau moștenite, când au fost eventual achiziționate și așa mai departe. Și dacă v-aș spune că într-adevăr așa stau lucrurile? Aș conchide că refuzul dumneavoastră de a vorbi ascunde lucruri foarte grave. Vă legați degeaba de oameni. Arătă cu mâna spre mobile. Vă deranjează dacă aveam un pat de fier? Tot aici mă aflam, doamnă. Întrebă brusc. A cui a fost de fapt ideea? Marcela Gheorghiu tresări. Care idee? Asta cu substituirea de persoane. Bănuiesc ca dumneavoastră mă înșel? Femeia se lăsă ușor pe scaun. Eu nu știu despre ce vorbiți, domnule. Pariez pe ce vreți că știți, râse la crămiță. Presupun că ați plecat de la similitudinea numelelor. Numelor. Mircea Gheorgheu și unul și celălalt. Cea mai formidabilă cacealmă despre care am auzit vreodată. Care celălalt? Vreți să spuneți că am doi bărbați? E caragios. Nu, doamnă, de fapt, ați înțeles foarte bine. Celălalt, nepotul lui Agopian, autenticul nepot și moștenitor, adică bărbatul meu. E, dacă printr-un artificiu oarecare a reușit să moară într-un accident la Iași, iar ulterior să preia succesiunea unchiului său alături de o soție iubitoare, sunt de acord cu dumneavoastră. Întinse mâna după albumul de fotografii cu coperți legate în catifea și începuse să răsfoiască neglijent. Mi-am închipuit, murmură încetişor, o escrocherie în stil mare pregătită cu mult înainte, astfel ca niciun amănunt să nu fie omis. Marcela Gheorghiu, cu gesturi mecanice, aranja faldurile apretate ale unui tișlaifer. Își stăpânea greu iritarea. Asta e răsplata. Muncești pe brânjă dimineață până seara, te zgârcești la o bere, la o haină, nu-ți iei o femeie să te ajute. Strângi capă de capă să-ți faci o gospodărie și gata. Ai ajuns escroc. Aș vrea să fii sinceră, doamnă. Nu trizură iluzie cât de vagă. Ce iluzie, domnule? Îl întrerupse femeia. Noi am muncit. Avem acte pentru tot ce vedeți aici. Contestați deci până și moștenirea? Neamul bărbat meu, eu nu mă bag. Nu știu, nu cunosc, am învățat lecția. Erați în serviciul bătrânului Agopian. Infirmieră, menajeră, câte puțin din toate. Știați că are un nepot student la Iași pe care nu-l vedea cu ani. Se numea Mircea Gheorghiu. Este soțul meu. Locotenentul își coboră privirile. Soțul dumneavoastră, tot Mircea Gheorghiu, dar altul, student la București. Abia vă curta pe atunci. Când ați primit vestea despre moartea fulgerătoare a nepotului lui Agopian, dumneavoastră ați deschis desigur telegrama, nu i-a spus nimic bătrânului. Ideea încolțise. Ce-ar fi dacă v-a suflecat amândoi mânecile și v-a spus pe treabă? Nu e adevărat. E absurd să contestați. În felul acesta, faptele pot căpăta o interpretare mai gravă din punct de vedere penal. Alături de falsul moștenitor Mircea Gheorghiu, ați fost direct interesată să moară Agopian, nepotul, iar ulterior presupușii șantajiști de la Tâncăbești. Dețineți o comoară și ați dovedit că sunteți în stare de multe pentru a intra în stăpânirea ei. Astea sunt tertipuri, țipă Marcela Gheorghiu. Vă închipuiți că așa o să mă face să vorbesc. Ce-aș mai avea de aflat? Deținem datele principale ale problemei. Restul e ușor de imaginat. Bătrânul depindea de dumneavoastră. Acte, scrisori, chitanțe, totul vă trecea prin mână. Ați ascuns telegrama care anunța moartea moștenitorului, apoi ați trecut la măsluirea personalității prietenului dumneavoastră, ajustând-o după modelul celui din Iași. Desigur, silueta, culoarea ochilor și a pielii nu se pot schimba. Se poate însă mistifica felul de a fi. Dintr-un tip gălăgios cu oarecare efort devii un timid, chiulangiul se transformă în student conștiincios și pentru ca eventualele gafe de personalitate să nu contrarieze, se adaugă o tușă de zăpăceală care în ultima analiză explică totul.
Ce îmi spuneți mie lucrurile astea? Spuneți-le lui bărbatul meu. Femeia gâfâia. Vorbiți cu el. Apoi, continuă locotenentul, a schimbat toate fotografiile din album. În felul acesta, tânărul blond cu ochii albaștri ia trăsăturile prietenului dumneavoastră din București și devine brunet. Bietului Agopian i s-ar zbârli părul de spaimă dacă l-ar vedea alături de onorabilii săi străbuni pe negrușul de care în timpul vieții habar n-avea că există. Partea cea mai dificilă a constituit o falsificare a actelor, căci numele părinților nu corespundea. V-a spus, desigur, problema că s-ar putea să mai fie și vreo rudă de-a lui Agopian în țară, ori aiurea, armenii sunt fecunzi, au neamuri pe unde nu gândești, care să apară într-o zi și, înțelegând substituirea, să-și reclame drepturile. Mă gândesc de asemenea la nopțile de coșmar, când vă zdrobeați creierii, îi sleiați până la demență, întrebându-vă cine poate fi șantajistul și de unde o fi aflat. N-am intenția să fac pe moralistul, dar pe legea mea, dacă nu era de preferat o garnitură ieftină de mobilă și o bere la bodega din colț, decât o balamucul ăsta. Dar pe semne, vă plăcea să dârdâiți între boarfe din secolul XII și vase din epoca Ming, închinându-vă la ciorapii lui Soliman Magnificul sau măseaua de mintea lui Gingis Khan. Îl întrerupse telefonul. Marcela Gheorghiu tresări puternic și ridică receptorul. Alo? Lăcrămiță întinse mâna. Permiteți? Ascultă un timp, apoi începu să zâmbească. Și ai grijă de fotografii, de hârtii, distruge tot, să nu rămână nicio urmă. În rest nu știi nimic. M-auzi? Ce tașca o dobitoacă! Locotenentul își drese glasul. N-aveți nicio grijă. Am să-i comunic doamnei dispozițiile dumneavoastră întocmai. Capitolul 21. Omul din hrubă. Simți o atingere ușoară pe braț și întoarse privirea. Eleonora Olaru se sperie. Ochii doctoriței păreau galbeni, galbeni ca chihlimbarul. Șopti. Bea, Alexandra, ți-am adus puțin ceai. Femeia își mușcă buzele fără să articuleze vreun sunet și bătrâna a avut impresia că doctorița este foarte departe, acolo unde puțin și numai o singură dată ajung. În sufletul ei e un iad, gândi. Un iad îngrozitor. Se înfioră făcându-se și mai mică sub șalul gros de lână. Deodată îi fu frică. Frică de oamenii ăștia prăbușiți, așteptând lângă cămin, de faptul că nu mai aveau ce aștepta. Iar Eleonora, o imaginativă care și închipuise totdeauna că fericirea se împarte în eprubete, le vedea pe ale lor sparte, strivite sub călcâi ori secătuite după ultima picătură prelinsă. Nu zărea chipul arhitectei ascuns în palme, dar trupul amorțit o făcea să se gândească la orașul acela din poveștile copilăriei, unde oamenii fuseseră blestemați să încremenească pietrificați, până ce un suflu, ori o baghetă magică, avea să-i readucă la viață. Dar Eleonora știa că ei sunt prea bătrâni pentru basme, că miracolele nu se mai arată îndată ce ai încetat să crezi în ele. Nimeni nu mai crede, nici Mihailă. Fusese un bărbat dârz, un animal superb pe care bătrâna l-admirase totdeauna în taină. Își desprinse ochii de pe figura descompusă cu trăsături chircite. Îi făcea rău. Așa arată un om căruia i-ai smuls inima din piept. Se duse lângă Henry Dima. Stătea la fereastră cu tâmpla sprijinită de ușor. Tresări. Tu erai? M-am speriat. Ce-i cu ei, Henry? Ce-i cu ei? Vorbeau în șoaptă ca în prezența unui mort. Dima oftă. Plătesc. Vine o vreme când plătim cu toții. Aș vrea ca atunci Dumnezeu să fie mai blând cu noi. Bătrâna îl privi lung. Locotenentul Drăgan avea senzația că asistă la un film. Vedea spatele doctoriței zvelt, dar fără încordarea aceea care sugera de obicei o vergea metalică, figura maiorului trasă cu privirea stinsă, iar afară iarna dezlănțuită, aprig. Ce mai vrei de la mine? Întrebă Alexandra Macarie, o voce sfârșită din care pierise orice dorință. Povestește-mi cum a fost.
De ce? E o tortură. Nu poate fi atât de îngrozitor. Ba da, e îngrozitor, a fost un iad. Dar ce importanță are asta acum? Nu mă mai poți crede. Zâmbi Slate, nici nu ți-o cer. Să încercăm, insistă maiorul Cristea. Sunt obosită, prea obosită. Sozești o clipă când totul ți-e indiferent. Ai obosit să te doară, să lupți, să speri. Acesta e abisul de care ne-e teamă tuturor, dar care în fond îți aduce liniște. O liniște amorțită, ca și cum ai fi sub anestezic și ai vrea să nu te mai trezești. Câteva șuvițe îi scăpaseră din coc, rochea se boțise, obrazul palid n-avea urmă de fard. Maiorul o vedea pentru prima oară așa. Aprinse o țigară. Hârșuitul chibritului răsună strident în liniștea încăperii. Ești un om puternic, Alexandra, unul dintre aceia care se ia la trântă cu viața, înfruntă pieptiș și... Învinge sau cade, îl întrerupse sec doctorița. Eu am căzut. Voința mută munții din loc, dar nu poate înfrânge destinul. Al meu a fost cumplit, mereu de-a curmezișul. Și apoi m-am săturat să tot am voință. Vreau să-mi fie lene, să fiu moale ca Monica, să aștept. Ce? Femeia clătină tristă din cap. Sfârșitul. Sunt tare singură. Nu mi-a rămas decât o poveste sinistră. O poveste pe care a priori n-o crezi. Pe undeva e și vina mea. Te-am mințit îngrozitor, iar adevărul celor întâmplate e mai puțin convingător decât minciuna. Neverosimil. Ce sens are? Vreau să te cred. Îmi aduc aminte că altădată mi te închipuiam incapabilă de minciună. Adevăr crud, brutal, dar îl fluturai ca pe un drapel. Chiar atunci când m-au adus în comă. Te-am auzit la un moment dat. E aproape mort. Probabil am deschis ochii. De băiete, cred că a doua oară o să ne vedem pe altă lume. Nu știam că auzi, șopti doctorița. Ce mult e de atunci. Mult sau foarte puțin. Înspăimântător de mult. Veacuri, milioane de ani, la vremea aceea încă luptam. Și azi lupți, Alexandra, ești dintre cei care mor în picioare. Tăcură amândoi, doctorița privea undeva departe, peste umerii lui Cristea. Începu să vorbească cu voce mică, ciudat de liniștită. Știi? Mă obsedează o imagine. Eram copil, purtam o roche cenușie și un șorț pepit. Stăteam pe balconul casei noastre și priveam puștii din cartier cum se joacă. Tata nu mi-ngăduia să cobor niciodată ca să nu uit că sunt o macarie. Și doream din tot sufletul să o fac. Este o imagine simbolică pentru mine, să privesc de undeva, dintr-un punct izolat, în spațiu, cum se bucură alții. Și asta am făcut toată viața. Am privit și am râvnit. Se uită abstract la maior. De ce dracu mi s-a refuzat totul? Acum nu știu, poate după ce ai să-mi spui... Ah, povestea aceea te obsedează. Toarnă-mi puțin coniac, încă un pic. Mulțumesc, îmi trebuie curaj. Făcu o pauză adunându-și gândurile. Se auzea vântul mugin, sălbatic. Părea că n-o să mai înceteze niciodată. Mă căsătorisem, deci, a patra oară. Tot ce ți-am relatat în legătură cu primii trei soți morți în accidente, idioate, e adevărul pur. Știu. Te rog, nu mă întrerupe, suflă doctorița. Mă concentrez foarte greu. El ultimul. A fost o mare greșeală din partea mea. Un tip brutal, vulgar, lipsit de orice sensibilitate. Știam, dar sfidam destinul. Nu-i prea plăcută faima de Pia Zărea. Căsnicia noastră era un infern. Făceam concesii, așa cum disperat încerc să scap de naufragiu, deșertând cu un ibric corabia în care apa ți-a ajuns până la gât. Și-o fi fost în capul lui Dumnezeule. Orice mi-ai spune, unii se nasc bestii, un vierme să lășluiește în ei, e indiferent de mediu și educație. Mă lovea din nimic, cu sete, sălbatic, mă tortura, născocea umilinți. Da, în privința asta, avea o fantezie inepuizabilă și un leitmotiv. Târfă! Ai îngropat trei bărbați, cu mine n-o să-ți meargă. Duse paharul la gură, bând totul cu înghițituri lungi. Mai vrei? Alexandra înclină capul. Nu știa ce să mai născocească. Veneam la spital umplută de vânătăi, zgâriată. Te deam explicații absurde care nu convingeau pe nimeni.
Asta încă n-ar fi însemnat mare lucru. Pe urmă, au început aventurile. Aducea femeia acasă în lipsa mea, iar urmele se puteau citi peste tot. Nu meritam efortul să le înlăture. Ruja, grafe, un dermatograf străin. Și răbdam, răbdam stoic. Eram însemnată cu fierul roșu. Trei bărbați morți. Un divorț mi se părea o calamitate, bilanțul catastrofal. Își mușcă degetele. Nu vreau să-mi amintesc ce rost are, ce mama dracului, nu! Nu vreau! Maiorul o privea îngrozit. Avea impresia că ceva se descătușase și nu mai putea fi oprit. În noaptea aceea, reluă Alexandra, eram de gardă. Mă simțeam rău după o sarcină extrauterină operată nu prea strălucit. Am rugat un coleg să-mi țină locul. Am luat un taxi și m-am întors acasă. Intempestiv, râse din gât, ca în piesele bulevardiere. Eram pat cu o individă, o femeie ordinară, cu păr roșu și ochii călăturile. Pe tâmplă, o alună mare, urâtă, cât o ghindă. O știam, servea, mi se pare, la bodega din cartier. M-am sprijinit de ușă. El s-a năpustit asupra mea cu pumnii, m-a lovit în cap, în sâni, în stomac. De ce n-ai telefonat înainte? Cealaltă, înspăimântată, și-a luat geanta și-a fugit. Ca prin vis îmi amintesc. M-a cuprins groaza. Groaza irațională că mă va omorâ, că n-am să scap. M-am repezit pe scări. S-a luat după mine cu încăpățânare aceea specifică a bețivilor care își concentrează brusc întreg universul într-o singură dorință. Era beat. A alunecat pe scări și a căzut pe spate, izbindu-se puternic cu bulbul rachidian de marginea treptelor. A murit pe loc. Se opri ștergându-și cu dosul palmei tâmplele sudate. Am greșit, dar și azi sunt convinsă că nu m-ar fi crezut nimeni. Rănile, rochea sfâșiată, balamucul din casă indicau o dispută. Și atunci l-am îngropat într-o hrubă în spatele clădirii. Vila are un coridor secret care leagă hruba de sufragerie. Asemenea, culoare erau frecvent proiectate la construcțiile ridicate în timpul legionarilor. Am astupat ușa mascată în nișă, zi din trecerea. În curte se făceau reparații. Varni, sip, cărămizi, asta mi-a dat ideea. Cum am avut atâta putere? Cred că de atunci am cea mai mare demonstrație de voință. Ce să-ți mai spun? Despre coșmarul celor ce au urmat? Ani de zile trăind, dormind, visând același spectru? Bestia îngropată, cealaltă care mă șantaja? O moștenire diabolică, ca și cum aș fi fost ursită din leagăn să trăiesc de la un capăt la altul al vieții, un coșmar fără sfârșit. Vedea chipul maiorului ca printr-un voal, impenetrabil cu colțul buzelor căzute, o mască de lemn, ridică obosită din umeri. Știam că n-ai să mă crezi. Poftim? Tresări Cristea. Îi privi intens chipul răvășit și articulă limpede. Te cred, Alexandra! Doctoriței îi luciră ochii. Adevărat? Da, e tot atât de adevărat ca și faptul că atunci ai greșit. De neiertat trebuia să vorbești, să anunți cum a murit. Alexandra întrebă cu un efort vizibil. Și acum ce o să se întâmple cu mine? O să trebuiască să spui toate lucrurile astea. Aha, făcu doctorița și se lăsă moale în fotoliu. Mi-am imaginat. Am fost o proastă. Nu, Alexandra, prostia, ai comis-o inițial. Te nu-ți dai seama că e absurd? Cine o să mă creadă? Țipă, cine? Un judecător cu barbă care nu o să aibă în fața ochilor decât hruba aceea blestemată? Pentru că o știu bine, asta izbește în primul rând? O idee destul de nefericită, trebuie să recunoști. Și pentru asta, pentru asta și pentru nemernic, un bețivan care nu-și mai putea ține socoteala pașilor, viața mea trebuie călcată în picioare, sfărâmată, asvârlită după gratii. Era un balast social și măcar de l-aș fi ucis eu. Liniștește-te, te rog. În felul ăsta nu ajungem nicăieri. Să mă liniștesc? Când ți-am spus să mă lași în pace, n-ai vrut. Acum ascultă-mă, sunt un doctor. Un doctor bun, se spune. Mai am cel puțin 20 de ani de meserie în față. Ce e mai util? Dezgroparea unui netrebnic mor din vina lui sau izbăvirea medicului victima împrejurărilor? Am salvat vieți, nu una. Mii! Își duse mâna la frunte adăugând în șoaptă.
Aș vrea să discut numai cu dumneata. Maiorul căută privirea locotenentului. Dacă ești drăguț, drăgan, du-te în odaia lui Mircea Gârghiu. Nu știu ce-i cu țevile astea de calorifer. Drăgan făcu semn că a înțeles și părăsi încăperea. Doctorița răsuflă adânc. Îți mulțumesc. Vroiam să-ți spun... Știu, o întrerupse Cristea. Mi-ai salvat viața. N-am uitat asta niciodată. Femeia roșii. Nu-i elegant să vorbești despre o faptă bună. E ca și cum ai lua-o înapoi. Dar eu mă aflu pe marginea prăpastiei. După asta nu mai urmează nimic. Erai mort, mort de binelea. Moarte clinică, la câteva secunde mort. Doar de sfârșitul inevitabil. Pierduse-și mult sânge, o noapte aveai notată grupa sanguină zero. Cea mai prețioasă, cea mai rară. În spital nu exista nicio picătură de sânge din grupa respectivă. Se întâmplă. Mi-am suflecat mâneca și m-am întins alături de dumneata. Eram anemiată după congestie pulmonară care mă ținuse 3 luni în pat. Pe dumneata nu te cunoșteam. Un civil cu brasar de tricoloră rănit grav în luptele pentru eliberarea Bucureștiului. Vroiam însă să salvez un om, indiferent care. Pentru că așa am înțeles eu meseria mea. Știu, Alexandra. Și asta nu înseamnă nimic pentru dumneata? Gândește-te! Nu-ți cer recunoștință, deși în fond ți-am salvat viața. Îți arăt numai ce aș putea face și de acum încolo. Înțeleg. Doctorița îl privi în ochi. Închide dosarul. Ce te-ar putea împiedica? Doar știi că n-am ucis. Cristea zâmbi trist. N-ai dreptul să-mi cere asta, Alexandra. E prea mult. Pentru mine n-a fost prea mult. Niciun statut din lume nu pretinde medicului să-și riște viața. E adevărat. Numai că dumneata făceai ceva sublim, iar mie îmi ceri un lucru îngrozitor. E ca și cum ți-aș pretinde dumitale, chirurg, să bași bisturiul prost în bolnavul, aflat pe masa de operație, întrucât omul acela mi-e dușman, iar dumneata mi-ești obligată. Ai face-o? Un exemplu tâmpit, izbucni doctorița. Ce comparație poate să încapă între oameni și niște hârtii blestemate pe care îți cer să le rupi, să le arunci sau să le uiți? Nu-mi vorbi mie de etică profesională. Caut altceva atâta timp cât susții că mă crezi că nu te îndoiești de inocența mea. Nu mă îndoiesc. Și atunci ce vrei, omule? Preferi la urma urmelor o eroare judiciară unui adevăr? Adevăr pe care nu-l pot demonstra pentru că Dumnezeu ori Satana sau cine dracu vrei se uita în altă parte în clipa aceea? Pentru că n-am probe, nici martor, nici vreun imbecil care să fi stat să mă fotografieze în timp ce nu ucideam? Justiție oarbă, idiota aia cu ochii legați, asta vrei? Cristea se uită la ea, apoi mai sus, la copacii cu ramuri grele de promoroacă ca o glazură. Nu, răspunse într-un târziu, apoi abia auzit, fără broboadă pe ochi. Capitolul 22. Itinerarii. Ochi verzi, auzi glasul lui Cristea. Locotenentul lăcrămiță mută receptorul la urechea cealaltă. Părul roșu, dar asta nu-i prea mare lucru. Între timp putea deveni blond sau verde. Pe una din tâmplear o aluniță mare. Da, să nu uit, acum 2 ani lucra la o bodegă din cartier, chelner sau picoliță. Știu că e cumplit de greu, dar am nevoie de femeia asta. E chestie de viață și de moarte, trebuie să o găsești. De ce taci? Locotenentul părea să ezite. Cam multe semnalmente. Maiorul râse. Vezi? De asta sunt și eu îngrijorat. Ospătarul își înfipse mecanic creionul chimic după ureche. De? Eu ce să vă spun? Câte nebune n-au trecut pe aici. Stau o lună, două și se duc. Poate bufetiera. Tantilica! Strigă către o femeie voinică cu ochii palizi. Servește-l pe dumnealui. Acum vă 2 ani, ziceți? Era macilea. Atunci sunt sigur că vă aduceți aminte. Una tânără cu o alună mare pe tâmplă, preciză lăcrămiță. A, coprună! Ia ascultă, neafănică, n-o fi creața aia care a plecat la siret? Neafănică tocmai ducea un vraf de farfurii în brațe. Se opri. Cine, nuții? Ei, nuții, aia s-a dus pe litoral. Ai, lanta! Nu știi că l-avea pe floare și doținea pe maricica de la Atene, sora lui Mardare, care avea înainte cârciumă în filantropia lângă puțul cu vin și s-a mutat după aia pe Lipscani?
Păi aia e Nuții. Nu e Nuții. Locotenentul interveni. Cum o chema pe fata care a plecat la Siret? Asta nu țin minte, dar știu că avea Y la nume. Lăcrămiță mulțumi și se îndreptă în gândura spre ieșire. Cum neafănică? Fata lui Iordache ăla cu mustață de-a lucrat înainte la Cireșica cu Ștefănescu, responsabilul de la Brănești, din același sat cu Titi Barman în Ferentari, un s-a dus și militarul pentru că se certase cu Filipoiu de la direcție. Ce, nu-l știi pe Filipoiu care... Responsabilul bufetului Siret încremeni în fața legitimației locotenentului, dar continuă să zâmbească. În spatele cuierului, scris cu litere modeste, afișul cât o carte de vizită, avertiza discret, primim bacșiș. Lui Lăcrămiță îi veni să râdă. Un omuleț pirpiriu de vreo 60 de ani, bine amețit, se agăță de haina responsabilului. Articula greu cuvintele. Domniăiță, una mică, atât. Celălalt își ridică nasul, încântat că poate oferi o probă de incoruptibilitate profesională. Nu servim clienții în stare de ebrietate. Una mică, domnihăiță, zofiu al dracului, a născut fiii mea. Ia lasă-mă, domnule, că în fiecare zi naște ce naiba, cu câți are acum umplă sală de cinema. Bătrânul îl abandonă brusc îndreptându-se spre barman. Responsabilul zâmbi înțelept. De fel de fel de lume. Creață, spuneați, cu o prună pe tâmplă. Exact. Lăcrămiță începu să spere. Are un nume cu Y la urmă. Încercă să-i stimuleze memoria. Poate Lili sau Vali sau Neli. Reli, exclamă responsabilul. Reli de la Aurelia. Da, numele de familie poți să mă tai. Unde s-a angajat după ce a plecat de la dumneavoastră? Habar n-am. Știi de unde vine, dar nu-i obligată să spună un să duce. Locotenentul își ascunse iritarea. Erau peste 1000 de restaurante, bodegi și bufete numai în capitală, fără împrejurimi. Socotind o medie de cel puțin 10 ospătari pentru fiecare... Stați, mi-a venit o idee. Lăcrămiță îl privi sceptic. La teșghea bătrânul se tânguia. Una mică, nene, hai că nu te vede jupânul. Înțelege și dumneata mi-a născut nevasta. Responsabilul își rodea unghia degetului gros. Cam în timpul când a plecat pe la noi, se dășchisese zorile pe moșilor. Și, oftă Lăcrămiță, pui un rămășac pe ce vrei că acolo s-a dus. Ce zic proastele astea? Local nou de lux, de ver mare, nu știu că banii dacilea ies unde nu stai pe clienții de sâmbătă și duminică. Ește bramburite. Da, nu luați ceva? Avem momițe, rinic, ficat, nu? Poate un grătărel că vă aleg eu unul lux? Mai poftiți? Nu știți ce plăcere ne faceți? Îmi închipui, reflectă cu gândul aiurea locotenentul. De la zorile, Lăcrămiță se duse la Mehedinți, apoi la Caraiman, luă la rând câteva localuri din celălalt capăt al orașului și, în sfârșit, o reperă pe fată la un restaurant din Vatra Luminoasă. Se numea Aurelia Borcea, căsătorită, și locuia într-un bloc cu apartamente proprietate personală. Chelnărița era în concediu medical și locotenentul se decise să o viziteze acasă, calculând ora la care ar putea o găsi singură. Dincolo de ușa apartamentului se auzea un fâșuit ritmic de mătură. Aurelia Borcea deschise imediat, fără să consulte în prealabil vizorul. Peste rochea scurtă de casă avea un șorț roșu din nailon. Legitimația lui Lăcrămiță o sperie. De la spațiu? Nici gând, zâmbi locotenentul. Câteva relații. Îl pofti într-un interior comun cu risipă de broderii, glastră cu flori artificiale și fotografii de nuntă. Fata îl cercetă circumspectă cu mâinile ascunse sub fața de masă. Avea peste 30 de ani. Ochii, de un verde tulbure, dădeau o impresie ciudată pe obrazul frumos cu profil pur, nu lipsi de distincție. Părea umplântați acolo de o mână perversă. Privind-o atent, locotenentul își dădu seama că femeia emana un oarecare farmec, ținând nu atât de trăsături, cât de o anumită expresie de suferință care intriga. Ceru permisiunea să aprindă o țigară și chelnărița întinse scrumiera, ștergând-o profesional înainte. E o poveste mai veche, începu stingând cu un gest larg chibritul. Dacă nu mă înșel, acum 2 ani lucrați la bufetul Heleșteu. Femeia confirmă clătinând de câteva ori capul. Deci, vă amintiți?
Vreau să vă atrag atenția de la început că cercetările mele nu pot avea nicio consecință neplăcută pentru dumneavoastră. Vă cer doar concursul. În toamna lui 47, ori poate ceva mai devreme, ați cunoscut un inginer, Săvulescu. Locuia în cartier. Femeia își subse buza de jos. Avea dinți frumoși și orientați înăuntru. Unul din canini, devitalizat, era mai albastru. Ce vă privește pe dumneavoastră chestiile ăștia? Nu mă privește, surâse lăcrămiță. Pentru altceva am venit. Da, aveți dreptate. Aveți răbdare. Inginerul era căsătorit cu o doctoriță. Mai repede că vine bărbate meu. Îl întrerupse chelnărița cu ochii pe ceas. Mă gelozește firar mama lui a dracului și acum ce mai vreți? Îl a murit și bună ziua. Locotenentul simți că îi sărăcesc mâinile. De unde știți că a murit? Aurelia Borgia își întoarse privirile înăuntru și lăcrămița a avut senzația că vede un arici care, simțind pericolul, intră sub ghemul de țepi. Așa vorbeau vecii din gura lui Miss Lobodă. Mint alții, mint și eu. Nu sunteți sinceră, oftă locotenentul. Repet, n-aveți de ce vă teme. Eu nu mă tem, domnule, atâta știu, atâta spun. Probabil că ați uitat. Într-o seară, nevastă sa fiind de gardă la spital, inginerul va invita la el acasă. Asta le-ai scornii dumneata, mormăi femeia, renunțând brusc la pronumele de reverență. Sunt serioasă în casa mea, bărbatul meu, nu mă țin de prostii. Așa e, a fost o simplă întâmplare. La un moment dat, doctorița s-a întors pe neașteptate și v-a găsit, mă rog, v-a găsit pe pat, să zicem. Nu-i adevărat? Dumneavoastră știți mai bine decât mine că e adevărat, spuse locotenentul. Săvulescu beat s-a năpustit cu pumnii asupra nevestisii. Nu știu nimic. Se încăpățână Aurelia Borcea roșie la față. Tăbăruți așa tamnii s-a împăcapu oamenilor. V-a speriat și ați fugit pe scări. Câteva minute după aceea, inginerul... Chelnărița început să plângă. Sunt femeie măritată, îmi văd de treburi. Ce aveți cu mine? Povestiți-mi ce s-a întâmplat mai departe. Ca să mă târâsp în tribunale, să-mi stric după aia casa și rostul. Lăsați-mă dracului în pace cu necazurile mele. Nimeni nu vrea să vă strice casa. Chiar dacă vreodată ați fi chemată să dați o depoziție, soțul dumneavoastră nu va fi informat. Dar trebuie să ne ajutați, înțelegeți? Trebuie! Aurelia Borcea îi dădea înainte, ștergându-și nasul în șorț. Sunt femeie măritată. Este vorba despre viața unui om și dumneavoastră sunteți unica persoană în stare să limpezească niște lucruri. Lăcrămiță, abia își stăpânea enervarea. Puteți face ceva bun, poate singura dată în viață, ce naiba! O scutură de umăr, un strop de omenie pentru Dumnezeu. Aurelia Borcea își ridică obrazul ud. Dacă află, bărbate meu, nu are de unde să afle, vorbiți! Chelnărița își îndreptă părul după ureche. Bătea în ea ca la fasole. Mi-am luat geanta și m-am repezit pe scări. M-am ascuns după balustradă că nu știam pe unde să ies. Nevastă s-a rupt-o la fugă pe trepte. Deodată... Capitolul 23. Fără busolă. În biroul avocatului Olaru ardea o lumină mică. La intrarea maiorului, Henry Dima, într-o haină veche de casă, cu brandemburguri jerpelite, își ridică ochii din carte. Introduse reflex aparatul acustic în ureche, zâmbind nesigur. Avea buzele arse, plesnite ca de febră, cutele din jurul gurii mai adânci, altfel arăta destul de liniștit. Ce citiți? Întrebă distrat Cristea, lăsându-se în fotoliul adânc de piele. Bătrânul roșii ușor. Sofocle, mă reconfortează. Poate vi se pare prețios. Adevărul este că anticii au consumat toate dramele cu mult înaintea noastră. S-au schimbat mijloacele de locomoție, hărțile arată altfel, dar despre fragilul psihii, desigur, știau mai multe. Ezită. Sunteți foarte obosit. Maiorul își trecu mâna peste obraz. Nu prea, vremea asta nu îmi priește. Mi-e dor de puțin soare. Trebuie să fie foarte frumos aici primăvara. Primăvara? Bătrânul a avut un zâmbet nostalgic, de parcă și-ar fi imaginat că nu mai apucă. De obicei, Eleonora angaja un grădinar. Acum se răsuci în fotoliu căutând o poziție mai comodă. Ați băgat de seamă că după ce se întâmplă ceva, lucrurile nu mai sunt niciodată așa cum au fost. Firește,
pentru că acel ceva reprezintă de obicei un eveniment, altfel nimeni nu l-ar fi observat. Un deces, un reviriment mare în viața cuiva. Da, în mai 1917, mi-aduc aminte, eram în permisie. Mă repezisem la Sinaia să-mi văd familia, apoi am trecut prin București. Aveam un pacard care scăpase nerechiziționat. Când am ajuns la lacuri, am încercat un sentiment extraordinar. Cer strălucitor, soare, explozie de trandafiri. Totul părea neatins, ca și cum războiul n-ar fi zbucnit vreodată. O bonă păzea niște copii, văd și astăzi panglicile albe din părul fetiței. Un domn în vârstă își plimba foxterierul. O liniște sublimă, nu în sensul imediat, înțelegeți? Puteam să mă cred cu câțiva ani înainte de război sau după, așa cum imaginam că va fi după. Apoi sentimentul s-a spulberat. Clătină din cap, niciodată, niciodată n-a mai fost la fel. Nici după războaiele punice n-a mai fost la fel, murmură Cristea. Știu, așa e, dar ne obișnuim greu cu ideea. După cum mi-e peste puteri să-mi imaginez că Virgil nu mai există. Ce se va face Eleonora? Chiar n-are pe nimeni? Din câte știu, nu. Cred că va vinde casa, iar eu mă voi întoarce la jumătatea mea de hol din București. Speram că voi fi scutit până la urmă. De ce n-ați rămâne împreună aici? Dima îl privi lung. V-am spus doar, după aceea, nimic niciodată nu mai e la fel. O să vedeți. Monica Ciuvăț își ridică obrazul palid, părea mototolită, îmbătrânită cu 10 ani. Aș vrea să mor. Pe maior îl impresionară tonul și expresia feței, calme, fără urme de zbucium, cu ceva implacabil. Era liniștea de după furtună, când constați că te-ai zbătut zadarnic, că absolut totul e pierdut. Liniștea omului sleit de puteri, indiferent, apatic. Maiorul tuși încetişor. Imposibil să nu vă fi gândit că mai devreme sau mai târziu va fi descoperit. În fond, ce nătăjduiați? Să-l ascundeți până când pedeapsa avea să se prescrie? Poftim? Întrebă mecanic arhitecta. A, da, poate. Își mușcă buzele albe. Bietul băiat, eu sunt vinovată. Niciodată n-am știut să mă stăpânesc, sunt o cârpă. Ce spuneam? Da, n-am știut să... Vă faceți reproșuri inutile, domnișoar. Primul fleac, prima coincidență nefericită îl puteau trăda. Monica privea în gol. Lacrimi mari, limpezi ca niște boabe de parafină, se rostogoleau pe chipul obosit. Întâmplarea face că azi dimineață chiar... Mă ascultați? Poftim? Da, vă ascult. Azi dimineață, băieții de la controlul circulației au oprit un taximetru. Șoferul intră în secția de miliție, mototolindu-și căciula brumărie. Sub fruntea plecată, privirile viclene scotoceau. Ofițerul de serviciu completa ceva într-un registru. Întrebă fără să lase stiloul din mână. Ce-i cu el? Beat la volan 3 contravenții înainte. Șoferul nu-l lăsă să îi sprăvească, lamentându-se precipitat. Nu-l luați carnetul, domn șef, mă nenorociți. Am nevastă și copii acasă, o țin și pe soacră mea. Camion? Nu, taximetru. Ofițerul ridică din umeri. Ce să mai discutăm? E prima oară, domn șef, pe capul copiilor, mă jur. Am și eu necazuri, s-a întâmplat. Trebuia să te gândești înainte. Dresează-i procesul verbal. Nu-l luați carnetul, domn șef, mă nenorociți, vă jur. Vă vând un pont. Așa îmi zicea și mie, interveni agentul. Ofițerul își încruntă sprâncenele. Despre ce-i vorba? Dar nu-mi luați carnetul. Ce facem, ne târguim? Nu, omul părea speriat. Nu, domn șef, ziceam și eu, să vedeți, chestie mare. Își umezi buzele cu limba. Acum vreun an mă întorceam dintr-o cursă, când să trec de parcul Rahova. O pereche îmi face semn, urcă înăuntru și femeia îmi zice să-i duc la șosea. Bun. Din una din alta, ajungem să discutăm așa mai intim. Dar eu am simțit că e al naibii să-i trag de limbă. Ce învârte nevastă mea dacă am copii cât câștig? Pe urmă încep să șușotească între ei. Gagica, fata, mă ierta să lasă greu. Nu trebuie, zicea, am o presimțire.
Opresc în fața restaurantului, tipul bagă mâna în buzunar, îmi plătește și îmi dă pe deasupra. Cât credeți, domn șef, 2000 are. Pentru dumneata. Ei, zic, măcar de-aș avea unul din ăștia în fiște care zi. Pe urmă mă întreabă dacă nu mi-ar place un ciubuc de vreo 20.000 pe lună. Ce s-o mai întind, domn șef, a rămas că de 3 ori pe săptămână să vin cu mașina la o anumită oră și să-i iau. De unde? Din diverse locuri, ca în toate în apropiere de parcul Rahova, dar n-aveam niciodată întâlnire în același loc. Ofițerul simula indiferența. Și ce-i cu asta? Se ascunde ceva aici, domn șef, că eu am nas. Adică îmi dai 20.000 pe lună plus benzina de atâta mar de vreme să te plimbi cu mașina încolo și încoace. Unde mergeați? Tot pe în cârciume afară de București. Și apoi, încă o chestie. Dacă l-aș întâlni pe tip fără ochelari și fără barbă, că avea și una și alta, nu l-aș recunoaște în ruptul capului. Făcea pe altul, pui pariu pe ce vreți, iar fata tot într-un tremurat o ținea. Una, două se întorcea să vază în spate. Altceva mai știi? Da, nu-mi luați carnetul, domn șef, că mă nenorociți? Sesiză privirea ofițerului și continuă pe nerăsuflate. Odată i-am urmărit așa de curiozitate. Am văzut casa în care au intrat. Nu împreună. Întâi el și abia la un sfert de oră ea. Strada și numărul. Puțu cu T 47. În sensul ăsta, reveni maiorul, spuneam că vă faceți reproșuri inutile, oricum aflam. Canalia! Șopti Monica Ciuvăț. E adevărat, nu mai suporta. Mi-a spus că dacă nu iese afară și atârnă funia de gât. Un an și jumătate în casă, murmură Cristea. Fantastic! Arhitecta privea inexpresiv în gol. Vorbele se înșiruiau monoton, lipsite de vlagă. Aproape că nu mișca buzele. Nici de fereastră nu se apropia. Când s-a văzut pe stradă, a început să plângă. Ne-am dus la o cârciumă din Pipera. Se bucura ca un școlar care chiulește. Tortura începea acasă, mai ales când rămânea singur între patru pereți. Bietul băiat. În fond, ce nădăjduia? Poftim? Da, așteptam. Știu și eu ce așteptam. Un miracol. Când l-ați cunoscut? Când l-am... A, cu 2 ani. Cristea stinse țigară. Nu intenționam să vă spun, dar poate că asta o să însemne ceva pentru dumneavoastră. Când a fost găsit, tocmai încerca să se sinucidă. Bietul băiat. Nu reacționă. Ochii mari fixau același punct din tavan. L-a salvat unul din oamenii noștri și înfășurase funia de gât. De fapt, dumneavoastră l-ați salvat. Dacă vă stăpâneați mai bine, acum... Mă ascultați, domnișoară? Monica a rămas nemișcată. Inutil, domnule maior. Se va omorâ acolo.